Ia uitați-vă, dragilor, ce piscuri muntoase frumoase au pus. Nu mai bune să încerci lucruri extreme. Iar Lorelai și-a îndeplinit un vis, zborul cu parapanta. Dar e atât de ușoară încât în continuare zboară. Haideți să vedem. Otila Olteanu este pilot de parapantă și organizează zboruri de agrement pentru turiști, de obicei în zona Râmeta. Noi l-am găsit însă la Roșia Montană, unde le oferă celor veniți la festivalul Fun Fest posibilitatea de a încerca acest sport extrem. Multe lume confundă parapanta cu parașuta. Parașutismul e altceva. Acolo e căderea liberă, esențialul folosesc parașuta doar să aterizeze. Noi cu parapanta decolăm, nu sărim, cum spun unii, și cu ajutorul termicii, aerul cald, ne ridicăm la altitudini mari, până la baza norilor, dacă e posibil. O să-mi iau eu sileta de pilot, vei primi sileta de pasager, vei fi asigurată în mai multe puncte. Dacă vremea e foarte slăbuță, deci termica nu e atât de activă, atunci, în general, zburăm cu pasageri mai ușori. Între 45 și 70 de kg. Dacă vremea e mai tare, deci vântul e mai tare și termica e mai agresivă, atunci zburăm cu pasageri de la 60 până la 90 de kg. Eu am ținut regim toată săptămâna. Am crezut că trebuie să am cât mai puține kilograme ca să zbor cu parapanta. N-am făcut bine? Nu neapărat trebuie să țineți regim. Compensăm noi greutatea cu starea vremii și tehnicile de zbor. Deci ești tot timpul cu fața înspre locul de decolare. După ce decolăm, nu te duci nici în stânga, nici în dreapta. Deci drept înainte. Ce se întâmplă? Ești legat de mine, din dispozitivul respectiv. Așa. Ok. Suntem umăr la umăr. Un ajutor o să fie, așa o să fie, umăr la umăr, ok? Parapanta o să fie acolo. Credeam că ești în spatele meu. Așa. În spatele tău, dar umăr la umăr, ok? Nu ridic parapanta, facem un pas. Uite, așa se întâmplă, deci asta o să simți. Facem un pas, ridic parapanta, trebuie să faci pasul cu mine. Deci esențialul când ne mișcăm sincron. Da. Faci un pas înainte, ridic parapanta, ne zmâncește puțin și am zis fuga. Te-am împins. Okay. Cristi nu vrea să se dea cu parapanta, așa că trebuie să o facă cineva și pe asta. Sunt femeie, sunt hotărâtă, o să mă dau cu parapanta. Mulțumesc mult, Attila! Îmi pare bine că ai zburat cu noi la Roșia Montană. Uite, încă îmi tremură mâna, dar m-am simțit excelent. E grozav să vezi lumea de sus. Vă recomand și vouă să încercați să vă depășiți teama.